După unii intelectuali, Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a fost un Ioan Gură de Aur al vremii sale. În lucrarea sa cărturărească a tradus din limbile latină și greacă o mare parte din scrierile Sfinților Părinți. A marcat deopotrivă cultura teologică și laică într-atât de mult încât la 100 de ani de la trecerea sa în veșnicie, regele Carol al II-lea a dorit să pună învățământul românesc sub patronajul său. Sfântul Mitropolit al Țării Românești va fi prăznuit mâine în biserica noastră, iar în mod deosebit va fi sărbătorit la Mănăstirea Căldărușani, unde se află sfintele sale moaște. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul a fost legat încă din tinerețe de lavra de la Căldărușani. Bucureștean deloc, acesta și-a petrecut parte din viață la mănăstirea din apropierea capitalei, de unde domnitorul Grigorie Dimitrie Ghica l-a adus, după multe stăruințe, în scaunul de mitropolit al Țării Românești. Era bucureștean, de fapt, Sfântul Grigorie Dascălu, ca și alt mitropolit primat, Ghenadie Petrescu, care l-avem osemintele în prizvorul bisericii, că așa a fost și a Sfântului Grigorie Dascălu. A avut o hotărâre patriarhul Justinian în 1961 ca să le transfere, pentru că Sfântul Grigorie Dascălu a fost înhumat la Patriarhia Română și în 1834, după ce l-au deshumat, l-au dus la Căldărușani, pentru că era legat. Aici, în ultima parte a vieții lui, înainte de a ajunge mitropolit, Sfântul Grigorie Dascălu a locuit la Cocioc, pe latura opusă a mănăstirii, care este o biserică acolo închinată tuturor sfinților, și acolo a avut și o casă unde a locuit, erau câteva căsuțe pe vremea aceea, și acolo s-a nevoit de a tradus Sfinții Părinți în latină și din greacă în limba română. De fapt, de acolo, de la Cocioc, l-a luat prin hotărârea domnitorului Grigore Ghica, de l-au dus la București și l-au făcut mitropolit primat. Sfântul Ierarh Grigorie Dascălul, ocrotitor al Mănăstirii Căldărușani, a fost canonizat în luna octombrie a anului 2005. El este ascultător al rugăciunilor și ajutător în nevoii celor care se apropie cu credință de sfintele sale moaște. Se împlinesc 18 ani de la hotărârea Sfântului Sinod pentru canonizarea Sfântului Ierarh Grigorie Dascălul în 2005. Și de fiecare dată, în fiecare an, deja a intrat în tradiția locului și nu numai. Și cei din București sau din Ploiești vin de hramul mănăstirii la noi la Căldărușani. Nu numai credincioșii din parohii, dar și preoții cu credincioșii din parohii vin de hram. Suntem permanenți cu Sfântul Grigorie Dascălul la mănăstirea noastră și a ajutat foarte mult mănăstirea, ci și pe cei care vin cu credință și se roagă și cu evlavie la moaștere Sfântului Grigorie Dascălul. Noi așteptăm cu emoții această sărbătoare în fiecare an. Încă o dată a devenit cunoscut și popularizat în zonă și nu numai în județul Ilfov, ci în toate județele limitrofe. Și în tot cursul anului, grupuri care vin conduși de preoții de la parohii, vin și se roagă cu credință și se folosesc de rugăciunile lor prin Sfântul Grigorie Dascălu. Pe lângă Sfântul Grigorie Dascălul, la Mănăstirea Căldărușani se păstrează fragmente și din moaștele altor sfinți. Avem vreo 17 în casetă de sfinți cuvioși, cuvioase și martiri din primele secole ale creștinismului. După aceea aveam icoana Făcătoare de Minunea Maicii Domnului, care este adusă în 1940, când s-a desființat Mănăstirea Nouă Neam, și a venit toată obștea de acolo cu călugări și frați aici la Mănăstirea Căldărușani s-a retras și au adus cu ei această icoană, care de pe la jumătatea secolului XIX era recunoscută Făcătoare de Minuni în Basarabia și nu numai. În prezent, Mănăstirea Căldărușani se află într-un amplu proces de restaurare, în care au fost incluse cele două biserici și anexele.